Iar americanii își vor alege anul acesta președintele și există șanse mari ca acesta să fie din nou Donald Trump. Fostul său consilier pentru securitate națională, John Bolton, trage însă un semnal de alarmă. El crede că Trump reprezintă un risc pentru securitatea Statelor Unite prin atitudinea sa izolaționistă și deciziile neașteptate. Cu mai multe detalii vine chiar acum colegul meu, Felix Damian, editor al Evnews. Bine te-am găsit, Felix, bună dimineața! Bună, Alex! Hai să vedem ce critici aduce John Bolton administrației Trump. Fostul consilier de securitate națională din mandatul lui Donald Trump critică dur abordarea acestuia față de securitatea națională și politicile sale externe și scoate în evidență atitudinea izolaționistă din rândul Partidului Republican promovată de Donald Trump, dar și deciziile sale ieșite din comun și neașteptate. Bolton remarcă într-un articol scris în Wall Street Journal eșecul lui Trump în a reuși să coordoneze relațiile cu lideri precum Putin sau Xi Jinping și își exprimă îngrijorarea față de potențiale consecințe ale unei noi președinții Trump asupra securității SUA, dar și asupra celei a aliaților săi. Cum afectează izolaționismul lui Trump alianțele internaționale ale Statelor Unite? În primul rând, Bolton crede că revenirea lui Trump amenință relația cu NATO, sublinează faptul că retragerea Statelor Unite din NATO, considerată de Trump la un moment dat, ar putea genera o criză constituțională și ar slăbi grav poziția Statelor Unite pe scena internațională. În plus, Trump a fost criticat pentru încercările de a încheia acorduri cu lideri autoritari și pentru abordarea lui instabilă față de China, ceea ce ar putea avea implicații negative asupra echilibrului de putere globală. Felix, îți mulțumesc pentru informații.